Liniște! Are cuvântul avocatul acuzării. Onorată instanță, nu există cuvinte care să exprime rușinea și dezonoarea la care a fost supusă clienta mea. Nu numai că a fost înșelată de acest excroc. Obiectez! Să știe! Se respinge! Se respinge? Da. Ca la fotbal? Fernando, taci din gură! Taci din gură! Că aici nu mai e de glumă, vrei să mâncăm chiftele la prânaie? Liniște! Da! Dacă nu faceți liniște, evacuez sala. Ne scuzați. Continuați, domnul avocat. Mulțumesc, tată socrule. Mulțumesc, domnule judecător. Vroiam să spun, așadar... Și prin urmare, Grecia avea comerț pe mare, pe sistem. Domnule judecător, în aceste condiții nu se poate face un act de justiție. Domnul avocat! Da, eu, da. Dacă continuă în felul ăsta, îl amendez pentru sfidarea curții. Unde este curtea? Aici! E curtea. Are și grădină, face îngrătar pe sistem. Fernando, taci din gură că mă bagi în mormânt. Fernando, nu vezi că suntem într-o situație pe viață și pe moarte aici? Vă rog să ne scuzați, domnule judecător. Clientul meu este puțin tulburat. Se vede. Revenind, da, domnule judecător. Clienta mea aici de față a suferit un șoc în clipa în care a observat, puteți vedea, efectele dezastrului produs de inculpat, pentru că, da, onorată instanță, inculpatul a produs un dezastru. Gândiți-vă la prejudiciul moral, onorată instanță, gândiți-vă, clienta mea este divorțată și vroia și ea să-și refacă viața. Cine se mai întâlnește acum cu dânsa? Menore Sinulescu! Taci! Ce-a zis? N-a spus nimic, a strănutat. Sănătate! Și virtute, stai ce beam și stai ce... Taci, că ne închid ăștia, taci! În concluzie, domnule judecător, cerem daune morale în valoare totală de 100.000 de ron, adică 1.000.000.000 de lei vechi. Bravo, fiule! Da. Mulțumesc, domnul avocat! Acum are cuvântul avocatul apărării. Să știe! Deci, onorată instanță, vă rog să-l priviți un pic pe clientul meu. E irresponsabil! Irresponsabil! Cum puteți trage la răspundere un om irresponsabil? Am aici o fisă medicală eliberată de un institut de psihiatrie conform căruia clientul meu suferă de ulcer. Perforat! De ulcer perforat! Da. Ulcerul e la stomac, da, e la... Știu! Dar lui îi afectează judecata! Pe sistem! Și în plus, uitați-vă la el! Uitați-vă! Este asta figura unui om care ar putea să facă rău deliberat? Și încă o dată, țin să vă atrag atenția că totul a plecat de la o eroare de comunicare a doamnei! Să știți, dânsa nu a specificat exact care sunt cerințele exacte. Clientul meu a înțeles greșit. Tată, socrule, pardon, domnule judecător, inculpatul a declarat că este ceva ce nu este, și anume frizer. Nu e adevărat! Clientul meu are un curs de frizerie absolvit. Prezentați o diplomă. Să prezint o diplomă? A luat menține în clasa întâi să pune... Diplomă de frizer. Deci, ca frizer, am absolvit Institutul de Frizerie și Coafură, clasa profesor universitar prodecan Marian Dârță, să știe! Acreditat de Ministerul Învățământului? Acreditat de acces direct! Domnule judecător, ce mai tură avura, domnule judecător? Este evident că s-a comis o escrocherie grosolană. Eu, alături de clienta mea, cerem despăgubiri. Nu înțeleg nimic. Eu aș vrea totuși să ascult și varianta inculpatului. Sigur! Fernando, povestește! Ce să povestesc? Scufița roșie, Fernando. A fost odată o fetiță care avea o scufiță... Fernando! Povestește ce s-a întâmplat în ziua aia!
Deci, onorată instanță pe sistem, era o frumoasă zi de aprilie cu soare strălucitor care... Fernando sus, Fernando jos, Fernando tunde și rade frumos. Fernando sus, Fernando jos, Fernando tunde și rade. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Aș vrea să vă întreb să-mi spuneți ce doriți. Aș dori un tun și bărbierit. Cine? Aș dori un tun și bărbierit. Un tun și bărbierit. Vă rog frumos să luați loc. Într-o secundă frizerul nostru va veni aici. Fernando sus, Fernando jos, Fernando tunde și rade frumos. Fernando sus, Fernando jos, Fernando tunde și berberete frumos. Avem client să știe. Fernando. Da? Ai grijă. Am vândut tot ce am pentru afacerea asta. Trebuie să meargă neapărat. Ai grijă. E primul nostru client. Nu-ți face probleme. Stai liniștit. Domnule, bine ați venit. Sunteți primul client în noua noastră deschisă frizerie pe sistem. Vreau să vă spun că aveți ocazia unică ca să vă tundă o mare vedetă internațională de muzică. Băi, ca să nu mai lungesc, să te duci acasă la măta și la tactu și să te lauzi pe sistem că te-a tuns Lady Gaga de Carasebe. Fernando, a înțeles, domnul, a înțeles. Unde? Așa, deci ce ați dori, Fernando, ca să vă facă la păr? Aș dori să mă tundeți ca pe Cătălin Măruță. N-am bigudiuri așa mici, să moară Cipilan. Altceva ce-ați dori? Mai lung în față și pierdut la spate. Ce-ați pierdut? Fernando, pierdut, adică scurt, lung în față, scurt în spate. Lung în față, scurt în spate? Da. Mare familia mea. Hai. Fernando, ai grijă ce faci, e primul nostru client. Stai liniștit. Sunteți gata, pătită? Fernando, scurt în spate, lung în față, da? Fernando, stai, lasă în față mai lung. Să moară familia mea, dă-mi mai lung în față. Vă place? Da, seamăn cu John Travolta. Dar ce-l zic, nici ce v-am făcut? Să moară familia mea. Am înțeles că doreați și bărbierii, nu? Da. Doriți să vă berberiți? Da. Al doilea război mondial.
A venit o doamnă pe sistem. Sărut mâna. Fernando, doamna și-a făcut o programare. Vrea să arate ca o vedetă de muzică americană. Doamna, clinica de chirurgie estetică, două străzi mai încolo, să moară Chipilar. La păr, Fernando, la păr. La păr, dori da. Să arătați ca o vedetă internațională de muzică. Da. Dați așa. Doamna, nici nu știți cât de bine ați nimerit. Cel mai șmecher pe sistem este Fernando, care poate să facă ca un stilist adevărat pe Cornelia Catanga să arate ca Madonna și invers, să știi. Fernando, ai grijă ce faci. Stai liniștit. Ochelari. Dați-mi ochelari. Oh. Sper că sunteți pregătită pe sistem. Picasso, tămară familia mea, să știe! Fernando! Ce ai făcut, Fernando? Ce ai făcut? Ce-am făcut? Ce mi-ai spus, pe sistem? Ce ți-am spus, Fernando? Ești nebun? Ce ți-am spus? Ți-am spus o tuns pe aia să arate ca un bivol? Ce-ai făcut? Ai făcut coarne? Ce faci? O duci la păscut? Ce faci? Deci, doamna, a vrut să arate ca o vedetă internațională de muzică pe sistem și asta am făcut, să moară familia mea. Care vedetă, Fernando? Ești nebun? Uite aici și ea, să moară Cibilan. Seamănă perfect. Fernando, a spus că vrea să arate ca o vedetă de muzică americană femeie. Femeie! Femeie? Da! Te rezolvă pe sistem imediat! Da, doamnă, că mai am un mic retuș pe sistem! Să câștig la loterie! Să moară Cipilan! Sunteți mare bunăciune acum! Să știe! Este... Fernando! Fernando, mă omor! Mă omor, mă duc dracu și beau verde de Paris! Să fie de bine! Fernando, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Deci am tuns-o pe sistem! Fernando, văd! Dar de ce ai tuns-o? De zici că e capatus! Deci, frate, spun că doamna a vrut ca să arate ca o mare vedetă de muzică, ca așa ai spus și tu. Fernando, ce vedetă de muzică arată în halul ăsta, Fernando? Deci, că moară Cibilan, că n-ai auzit de cântăreața cheală pe sistem, să știe. Doamnă, cu ce vedetă dorea să semănați, doamnă? Cu Tina Turner. Sunteți pregătite să vă vedeți? Mă moară familia mea, cea mai frizărie din lume, sărbuna! Mai veniți pe la noi când vreți să arătați ca Lady Gaga, Susan Sarandon, Britney Spears, la revedere, mai bine! Mai stați așa să vi se moaie aia pe față! Fernando sus, Fernando jos, Fernando pe sistem, berbere, ce frumos!